care nu cunoaște magii, pentru dragostea Lui care nu poate fi măsurată și cântărită. Pentru dragostea Lui care ne înconjoară, pentru dragostea Lui care a fost semnată în noi, în inimile noastre. Binecuvântat să fie Domnul pentru aceasta. Mulțumim Lui pentru că suntem din nou în casa Domnului, în zi de sărbătoare. Mulțumim Lui pentru că suntem aici, în prezența Lui și putem să-i aducem închinarea noastră. Mulțumirea noastră, lauda noastră și prosăvirea pe care să o aducem înaintea Lui Dumnezeu pentru ceea ce este El și pentru ceea ce face El. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei ce ați venit în casa Lui și așa să se după amiază.